Bună seara, drăguță! Știi de cum câte anul nou vine moșerilă și aduce la copii cu minți daruri? Dar fiindcă e grăbit, are de îmblat pe la multe case, nu-l vede nimeni când vine și când se duce. Nu l-a văzut pe moșerilă nici Rodica, fetița din povestea care am să-ți-o spun acum. Nu l-a văzut pentru că a luat-o de la geam moșiene și a dus-o în pădure. Dar ea visa și tare a mai fost visul frumos. Când a rămas până la anul nou un mâine și doi de poi mâine, pomul de iarnă a deschis ușa și a intrat înaintea tatei în casă. Întâi Rodica a bătut din palme, apoi i-a arătat pomului de iarnă unde doarme ea și unde o să crească el. Cum au simțit că bradul e în casă, păsările, veverițele, iepurașii s-au urcat pe crângile lui. Apoi s-au aprins luminițele și pomul de iarnă cu Rodica erau gata de anul nou. Dar anul nou nu vine așa. Lui place să audă pe la casă zurgălăi și strigăte, hei, hei! În seara de ajun, Rodica s-a cuibărit la fereastră și pomul de iarnă se uita într-acolo. De vale în sat răsunau zurgălăi. Anul nou trebuie să fie pe aproape, își zise copila. Unde va auzi zurgălăi, acolo are să se ducă anul nou. Dar vine măcar guguț cu uratul. Dar pe cărare nu se arăta nimeni. S-a posomorât Rodica și bradul a clipit din luminițe. Dacă tata a făcut casă în pădure, prin sat guguță nu se teme că sunt câini. Dar aici, la miezul nopții, au sărutat-o mama, tata, unchiul și i-au dat cadouri și i-au spus să crească mare. Au sărutat-o, dar n-au strigat hei, hei. Și Rodica s-a dus iar la geam. Dacă tata a făcut casa în pădure. Nu zăbavă, a venit moșiene și a luat-o de la fereastră. Cum i-a închis moșiene ochii din urma lui, trop, trop, au sosit urătorii. Era și guguță printre ei. Aveau tălenci, buhai. Primiți urătorii? A întrebat guguță. Primim, primim, a răspuns tata. Și când s-au pus băieții pe urat, zângâneau ferestrele și se cutremura casa. Iar când strigau, îndevânați, băi, hei, hei! Rodica sărea în sus de bucurie. S-au trezit toate vietățile din pomul de iarnă. Să asculte și ele urătura. Au urat băieții toată noaptea. Rodica a rămas cu dinșii afară să strige, hei, hei! Iar în locul ei la geam ședeau tata, mama, unchiul și pomul de iarnă care n-a pus geană pe geană noaptea aceea. Dimineața, cum s-a trezit Rodica, a alergat la geam. Din toate părțile o semănau fulgii. Să trăiți, să înfloriți ca merii, ca perii, mijlocul vierii, ziceau fulgii. Au semănat fereastra, prispa, casa, ograda, pădurea, până au înălbit totul în jur. Era dimineața anului nou. Dar pe la voi umblă urătorii. Poate vei visa și tu, ca Rodica.